Academia Română organizează joi sesiunea festivă dedicată Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va avea loc în aula Academiei începând cu ora 10 și va fi deschis de alocuțiunea academicianului Ioan Aurel Pop. Președintele Forului Științific va vorbi despre rolul simbolic al sărbătorii culturale în păstrarea și cultivarea identității naționale. În cadrul sesiunii vor susține prelegeri atât membrii ai Academiei, cât și membrii corespondenți. Sesiunea din acest an va aborda o tematică legată de miza identitară a culturii, de relația dintre știință, cultură și identitate națională, de situația actuală a culturii în România, precum și de raportul dintre explozia progresului tehnologic și evoluția societății. Manifestarea se va încheia cu recitalul de poezie Domnule și frate Eminescu, susținut de actorul Constantin Chiriac. Academia Română îndeplinește în fiecare an misiunea de onoare de a celebra Ziua Culturii Naționale sărbătoare pe care a inițiat-o și a propus-o spre legiferare Parlamentului României în anul 2010.